Iubite biserică, cu respect, voi invit să ne ridicăm cu toții în picioare. Citez din Ioan, capitolul 17, dacă poți să-mi dai autocontrol aici pe boxele astea, mulțumesc. Pagina din Biblie, 1049. Ioan, capitolul 17, citesc de la versetul 21 mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că tu i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tatăl, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut în numele tău și îl vor face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Cu prețuire, iubiții mei, vă invit să ocupați locurile și vreau să mulțumesc Domnului pentru ceea ce a fost până aici și va fi și mai departe, ci cred că merită să spunem slăvit să fie Domnul. Vreau să binecuvintez lucrarea pe care ați făcut-o în acest loc ca și unul care a participat la astfel de proiecte și la noi s-a muncit cu pe echipe. Știm ce înseamnă să duci un astfel de proiect la bun sfârșit. Nu vă doresc altceva decât oameni noi într-o biserică nouă. Amin. Că dacă duci oameni vechi într-o clădire nouă, n-ai făcut mare lucru. Oameni noi înseamnă oameni cu o inimă nouă, oameni cu o slujire nouă, oameni cu o viziune nouă, oameni cu o destinație nouă. În această seară, dragii mei, vreau să mă opresc la această rugăciune a Domnului Isus. Aveam undeva la 10 ani, probabil 10-11 ani, când bunicul meu din Bihor, m-a obligat să învăț Ioan capitolul 17 pe de rost. Pe fratele meu care era mai mic, i-a dat o porție mai mică, i-a dat psalmul întâi, mi-a dat, dat, ceva mai greu. Și rugăciunea asta Domnului Iisus m-a urmărit și mă urmărește și mă va urmări toată viața. Dacă veți studia această rugăciune a Domnului Iisus, veți observa că Iisus nu s-a rugat pentru case, mașini, haine, deși sunt lucruri pe care noi le folosim, și pentru o vreme le avem. Însă Iisus Hristos a rugat, iubiții mei, pentru cel puțin două lucruri în această rugăciune, într-un mod deosebit, într-un mod special, și anume pentru sfințire și pentru unitate. De șase ore în această... Este aici un copil, Domnul să-l binecuvinteze, dacă are un părinte și poate să-l ia, mulțumesc tare mult! De șase ori, iubiții mei, în această rugăciune apare cuvântul una. Mă rog ca ei să fie una. Tată, fă una, după cum noi suntem una. Poate ca șaptea oară e ceea ce punem noi. E trăirea noastră, e viața noastră și e unitatea după care tânjim fiecare. Iubiți mei, ideea aceasta de sfințire și unitate se repetă în Evrei, capitolul 12 cu 17, unde apostolul vrea să ne arate faptul că nu este opțională. Evrei, capitolul 12 cu 17, urmăriți cu toții pacea, unitatea și sfințirea. Și spune mai departe așa, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Să știți că Isus Hristos nu e foarte interesat de confortul nostru, dar este foarte interesat de caracterul nostru. Iar ceea ce contribuie la un caracter extraordinar sunt aceste două calități, păzirea de păcat și păzirea de dezbinare. Cu alte cuvinte, aș putea spune sfințire pe orizontală în relația cu Dumnezeu și pace, sfințire pe verticală și pace pe orizontală. Doamne ajută-ne la asta! Amin. În seara asta, dragii mei, nu o să mă opresc la subiectul Sfințirii, ci vreau să mă opresc la subiectul acesta al unității. Al unității. Și vreau să răspund la o primă întrebare, în prima parte a mesajului, de ce e necesară sau obligatorie unitatea în biserică, în trupul lui Hristos. Pe strada bisericii noastre avem pe cineva care se ocupă cu anumite lucruri în domeniul lui și într-o zi mă sună cineva din Bucovina Cristi, vezi că ăla vă știe, dar nu știu ce nu merg voi la biserică. Și o zice, și al niște lucruri de la el, că vrea să le cumpăr de la el. Când ajung, zic, mai avem biserică aici, ai spus că ne știi. Eu zice, spocăi, dar fără biserică și nu-mi trebuie biserică, zice. Am rămas, nu știam ce să mai zic, încă n-am auzit pocăi fără biserică. E ca și cum spui medic fără spital. Știți? Ca și cum spui jucător fără teren. Dragii mei, vreau astăzi să ne uităm ce înseamnă biserica. În primul rând, unitatea în biserică este necesară pentru că noi suntem un trup. Citesc din 1 Corinteni 12 cu versetul 13. Noi toți în adevăr am fost botezdați de un singur du. Ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți. Și toți am fost adăpați dintr-un singur du. Eu vreau să vă întreb. Cristi Boariu astăzi este în fața dumneavoastră. Două mâini, două picioare și restul mădularelor din corp. Există ceva din corpul meu care a rămas în România astăzi? Acum ați înțeles de ce atunci când e rugăciune la biserică trebuie să fie tot trupul la biserică. Amin. De ce atunci când e post, de ce atunci când este activități, de ce atunci când este o lucrare, e tot trupul acolo. 1 Corinteni 12 cu 14, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, mai multe dar împreună. Dragii mei, uitați-vă la o sticlă cu apă, cât de puternică ar fi mâna ta dreaptă. Ascultă-mă, nu poți să desfaci o mână, cu o singură mână o sticlă de apă. Încercați acasă să vedeți dacă puteți. N-ai cum să desfaci. Ai nevoie și de mâna stângă cea mai bună mână din univers nu poate lucra cu cel mai bun creier din univers, decât dacă sunt împreună. Vreau să mai subliniez un aspect. Chiar și mâna în gips e tot din trup. Doar că pentru o perioadă e inactivă. Întrebarea este, când un mădular suferă, ce fac eu? Mă bucur sau suferă împreună cu el? Dacă suntem un trup. Spunea Pavel, cine cade în păcat și eu să nu? pun pe WhatsApp. Să le spun la alții, și-au făcut ăla. Nu. Ard pentru că mă doare. Suntem în trup, suntem împreună. Mă doare dacă cineva nu mai vine la biserică, mă doare dacă cineva a făcut botezul și astăzi nu mai simte nicio atracție să vină la părtășie. Mă doare. Te doare? Când, iubiții mei, eu n-am observat un ochi să plângă și altul să râdă. Există o sincronizare în trup. Există o conlucrare. Și mai subliniez un aspect. În trupul lui Hristos nu contează cât de bine știi să faci ceva, ci cât de bine știi să colaborezi cu ceilalți oameni de lângă tine. Mâna aceasta nu poate să facă nimic dacă nu ascultă comenzele de la creier care vin la mușchi. Dacă o tai și o pui deoparte și o separ de trup, o să par de creier, ea devine inutilă. De ce e nevoie de unitate în Biserica Lui Hristos? Pentru că Biserica, iubiții mei, este un trup. Mai subliniez un aspect. Nu toate mădularele sunt vizibile. Noi avem această impresie, dacă ești în față, ești cel mai important. Nu neapărat. Mulți din cei care suntem în față suntem în față pentru că sunt mădulare invizibile în spate, care pompează sânge spre noi. Faptul că dumneavoastră nu vedeți inima nu înseamnă că e mai importantă sau că nu e importantă. Faptul că nu vezi ficatul care face 500 de funcții în fiecare zi nu înseamnă că nu e important. 2. De ce e nevoie de unitate în Biserica lui Hristos? În al doilea rând, iubiții mei, pentru că suntem o armată. O armată. Efeseni, capitolul 6, cu 12, deci vreau să vă dau o veste tristă pentru cei care nu știți, suntem angrenați într-un război în fiecare zi. Dar nu luptăm cu soacra, nici cu nașul, nici cu comitetul nu luptăm, nici cu păstorii. Nu tragem cum o tras Ruși acum două săptămâni unii în alții. Wagner cu nu știu care pe acolo, că s certat de la o înfrângere. Nu tragem unii în alții. iubiți mei, dacă David se lupta cu frații lui care i zis, ce cauți aici? Unde ți-e soile tale? Goliat ar fi rămas în viață și aștia erau înfrâns. David o înțeles, eu nu trebuie să lupt cu frații, eu trebuie să lupt împreună cu frații împotriva lui Goliat. De multe ori luptăm cu frații, ne consumăm muniția și când ajungem față în față cu păcatul, cu duhurile întunericului, nu mai avem putere, nu mai avem muniție și suntem înfrânți. Efeseni 6 cu 12. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac. Am crezut ani de zile că atunci când cineva mă va are ceva special sau personal cu mine. Însă, iubiții mei, când am înțeles cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că în spatele unui om care lovește, care împroașcă cu noi. Care vine cu o minciună, cu o bârfă, cu o calomnie, lucruri care dezbină, sunt duhuri ale întunericului. El o venit cu bârfa aia pentru că a ascultat de un duh din spate, care i-a spus să aducă bârfa aia, să lase gunoiul și să plece. Și atunci când îți dai seama că cel care te-a lovit, care are ceva cu tine, care a dus o problemă, de fapt nu e el. -i, și în spatele lui cineva. Tu nu o să mai lupți cu el, ci o să lupți cu demonul din spatele lui. Cu el poți să lupți cu avocați, cu el poți să lupți cu... îl blochezi la WhatsApp, îi trimi mesaje de răzbunare, însă duhurile din spate nu se sperie de avocați. Ca să mergi în spate să lupți cu duhurile, ai nevoie de rugăciune, de post, de ascultare. Dragii mei, niciun soldat nu poate câștiga o bătălie singur. El are nevoie de camarazii lui. Cele mai bune gloanțe și cel mai bun echipament nu te ajută cu nimic dacă nu ești împreună cu camarazii de luptă. Aici am văzut o strategie foarte ciudată a diavolului, dar foarte bună și eficientă când reușește să o implementeze. Dacă reușește să izoleze pe cineva de armată, se concentrează asupra lui. Și omul acela nu mai are foc de acoperire din partea camarazilor, nu mai stă nimeni să-l ajute. Uitați-vă la, la lupi când vin la oi. Lupii întotdeauna se uită la oaia izolată. Vă mai spun ceva, oaia nu are nicio șansă în fața lupului. Cristi Boariu, singur cu demonii, nu are nicio șansă. Însă oaia împreună cu păstorul are șanse foarte mari. Îndrăsniți că ziua în lumea. Până la urmă scopul oii nu e să facă trânte cu lupul, scopul oii e să stea lângă păstor. Care e locul la care stai astăzi? Întotdeauna când vine cineva la mărturisere la noi, la Deva, în birou pastoral, aproape întotdeauna întrebarea care îi pun este așa. Cum stai cu biserica și cu prezența la biserică? Cum stai cu citirea Bibliei și cu rugăciunea prin Duhul Sfânt? Iubiții mei, s-au plâns rușii recent că nu mai au muniție. Ei pot să fie cei mai buni soldați, fără muniție, să terminați. Tu poți să ai studii, tu poți să ai calități, poți să ai talente, poți să ai daruri, poți să ai ce vrei. Ai în spate muniție. Am găsit că Biblia este o sursă de putere, am găsit că Duhul Sfânt este o sursă de putere, am găsit că înțelepciunea care vine din cuvânt este o sursă de putere și mai este o sursă de putere, cina Domnului. Doamne, dă-ne putere să nu mai lipsim de la cină. Iubiții mei, în armată există focuri de acoperire. Adică în timp ce cineva înaintează, ceilalți îl acoperă. Era un soldat plecat în războiul din Vietnam și generalul i s-a pus pata pe el. Și întotdeauna îl trimitea în cele mai riscante misiuni. Și îi spunea, mâine la ora 4 ieși din tranșeu și mergi. Mâine la ora 6, soldatul ăsta însă câteva zile la rând nu a ascultat ordinele decât la ora 10 s-a ridicat și a plecat. A fost chemat la raport și a fost întrebat: De ce pleci la zece fix? Te-am trimis la 4, la 6, la 8. Și a zis: Domnule capitan, în America am o mamă care la ora 10 îngenunchează nu vreau să ies din tranșeu fără să am acoperirea rugăciunilor ei. Unii dintre dumneavoastră sunteți aici că ați avut pe cineva care v-a acoperit cu rugăciuni. Poate nu mânca la restaurantele la care ați mâncat dumneavoastră, poate nu are telefoanele sau mașinile dumneavoastră, dar s a pleca pe genunchi și au zis, Doamne, fii cu fata mea care e în Austria. Fii cu băiatul meu care în Viena sau în crems. Dacă ai fost protejat de astfel de focuri de acoperire, ești chemat ca și tu să protejezi pe alții, și eu să protejez pe altul. Mai pun o întrebare, ce folos că sunt primul soldat sau cel mai medaliat dacă jumătate din colegii mei mor lângă mine? Scopul meu nu e să câștig eu medalia. Scopul meu e să, ca împreună cu colegii, să câștigăm bătălia. Iubiții mei, am întrebat pe un tată la mai mulți copii, spune într și eu am șapte copii acasă, cea mai mare bucurie ar fi să-i văd pe toți în biserică și mântuiți. care e secretul că ai tăi toți sunt în biserică? Să aplic și eu secretul ăsta. Și am crezut că să-mi spună lucruri pe care le știm. Eu am spus ceva ce n-am auzit până acum la nimeni. Frate Cristi, de când mi-a venit primul copil în familie, mi-am dat seama că sunt implicat într-un război spiritual. Pe măsură ce au venit copiii, m-am rugat pentru ei, am postit pentru ei, dar am mai făcut ceva. Zic ce? Că asta fac și eu, și eu postez și mă rog. Ori de câte ori am auzit despre cineva din biserică, că i-a plecat copilul în lume, că fata i o trântit ușa, că a zis băiatul că te tai că o am 18 ani, eu comand, acum nu mai comand tu peste mine ori de câte ori am auzit de astfel de lucruri negative, am postit și m-am rugat pentru persoana aceea și pentru familia aceea ca și cum ar fi copilul meu. Frate Cristi, n-a fost, fost, un caz, au fost zeci de cazuri și au fost ani de zile de rugăciuni și de post. Și puteam să zic, nu sunt păstorul, nu sunt eu în comitet să facă ei, că pentru aia am votat. O zis, nu, am zis, Doamne, pentru că suntem o armată și pentru că războiul e mare, vreau să mă rog pentru ei, Ca atunci când ai mei o să aibă nevoie, să fie și alții care se roagă pentru ei. Oare câți vom aplica secretul acesta? Că sunt secrete în armată, știți? În al treilea rând, iubiții mei, de ce unitatea este necesară în trupul lui Hristos? Pentru că suntem o familie. 2 Corinteni 6 cu 18 spune Biblia aici eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi Fii și fiice. Matei, 15, Matei 12 cu 50. Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Vreau să vă întreb, presupunem că nici măcar pocăit nu ești. Te poți bucura dacă sora ta are un faliment? Adică nici măcar om nu poți să fii dacă te bucuri că fratele tău de corp, din aceeași mamă, din același tată, o muri de în drum. Tu te bucuri. Iubiții mei, o zis Domnul Iisus Hristos, în momentul când cineva face botezul, are nașterea din nou și începe să trăiască după Biblie, o zis Iisus, ăsta e fratele meu. Orice comportament pe care tu l-ai față de fratele meu, îl ai față de mine. Să nu uiți că suntem o familie. Acum poate când ești prunc de șapte ani, te bucuri că colegul tău sau fratele tău a făcut o prostie și a încasat -o de la părinte. Da, e la șapte ani, nu e la 30 de ani. Când eram copii, gândeam ca un copil. Dar ne-am făcut oameni mari. Familia iubiții mei nu se întâlnește doar o dată pe săptămână. Familia locuiește împreună. E adevărat că nu putem sta 24 de, ore din 24 sub zidurile astea. Dar din punct de vedere al Duhului Sfânt, al părtășiei, al spiritualității, al grupului pe WhatsApp, al părtășiei care noi avem unii cu alții prin rugăciune, mijlocire, post. Noi suntem împreună 24 din 24. Psalmul 133 cu 1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Acum o să vă spun trei lucruri care sunt necesare pentru o familie ca să fie împreună. E valabil pentru soț, soție și copii, dar e valabil și pentru biserică, pentru că spuneam, Biserica este o familie. În primul rând, ca să stai împreună cu cineva, ai nevoie de iertare. Atenție! Noi nu primim ajutorul perfect în ziua anunții, primim ajutorul potrivit. Ajutorul perfect nu greșește. Numai că nu e nimeni perfect. Dacă eram perfect, nu trebuie să vină Iisus să moară pentru noi. El a fost singurul perfect, noi nu suntem perfecți. Pentru că primesc ajutorul potrivit și nu perfect, sunt conștient din ziua anunții și din ziua botezului că așa cum soția îmi poate greși mie, îmi poate greși cineva din cor, din orchestră, de pe bancă și sunt gata să trec cu vederea pentru că mâine voi greși eu și am nevoie ca el să treacă cu vederea și să mă ierte. Vă duc înainte acel episod al lui Iosif și al fraților lui. Ajunge Iosif în închisoare un rabin evreu a spus că între 10 și 12 ani de închisoare ar fi făcut Iosif acolo. Nu știm exact, Biblia nu spune exact. Însă știu că Dumnezeu nu l-a scos pe Iosif de acolo până nu l-a zdrobit cu totul. Poate că după un an de închisoare o fi zis Iosif, Doamne, când îi prim pe frații mei, primul lucru pe care... unde e haina? Și o zis Domnul, da? Mai stai. Doamne, când îi prind, nu-i bată nu mai țin înfometați, cum moțenu de ei în groapă, da? Mai stai. Și au trecut câțiva ani până ce Iosif o fi zis, Doamne, când îi prim pe frați, plâng cu ei. Ești afară, zice. Afară. Vreau să vă întreb, știți cum loc pe primul prunca al lui Iosif? Uitare. Că am văzut oameni care te iartă, dar nu te uită. N-ați observat lucrul ăsta după 20 de ani, la adunarea generală, el se ridică în picioare. Am iertat, frate, zice, am iertat, dar nu pot să tac, zice, no? așa zic eu mai slab, zice, de așa zic la fire, zice. Iubiții mei, Iosif vă înțeles că a ierta e bine, numai că mai trebuie să faci ceva. Nu să-i uiți pe frați, că unii când te iartă, te și uită. Știți? Nu. O zis, vreau să-i uit, vreau să-i iert, dar să nu uit pe ei, să uit ce mi-au făcut ei. Vreau să vă, să vă întreb, puteți să-mi dați o dovadă biblică că Faraon o știut episodul dintre vânzarea fraților și Iosif? Dați-mi măcar un verset. N-am nicio dovadă biblică. Pentru că dacă l-am iertat pe fratele, nu pun pe internet mâine. Că faraon se va bucura să știe că avem meciuri între noi. Că ne dăm la picioare și ne dăm cartonașe unul la altul. Se bucură diavolul, că se zice, mai am treabă cu ei, că deja îți iei între ei. Iubiții mei, o veni frații lui Iosif, Iosif i-a testat, nu mai intru în detalii. Știți cum au pus numele la al doilea prunc înainte să vină frații? Rodire. Am văzut oameni care au uitat, care au iertat, dar care nu rodesc nici astăzi. Mă zice, l-am iertat, am uitat ce m-au făcut, dar auzi, să-mi spui la ce biserică să face membru, că eu acolo nu vin. N-am cum, zice. Asta e situația. Așa e neamul nostru, ce? Iubiții mei, dacă ai iertat și ai uitat, trebuie să vină rodirea. și a venit frații lui Iosif și a zis, Iosif, mai trăiește bătrânul vostru, tată? Mai aveți ceva, frați? M-am întrebat ani de zile de ce au pus paharul în sacul lui Beniamin. Poate dumneavoastră a știut. Mie, Domnul, mi-a descoperit mai greu lucrul ăsta. Poate voi lași mai repede. O vreau să vadă dacă e doare când mai pierd încă un fraze. Eu dorut, eu dorut. Se schimba sără între timp. O zi Iuda, ia-mă pe mine, zice, în locul lui. Și s-o gândit Iosif, mă, dacă ai fi zis asta acum 20 de ani, ce fain era. Spune Biblia că așa au plâns, că s-a auzit până la casa lui Faraon. Mă rog să n-audă Faraon certurile noastre, nu numai plânsurile noastre. Amen. E nevoie de iertare ca o familie să fie împreună. E nevoie de comunicare. De comunicare. Dragii mei, atunci când nu vorbești cu cineva, de exemplu, dacă nu vorbești cu soția, poți să-i aduci bani, o soție înțeleaptă și pocăită, e concentrată pe relații, nu pe poșete și alte lucruri. Alea pe lângă ea. De ce nu îmi spui nimic astăzi? Oamenii care trăiesc împreună și care se iubesc, comunică, vorbesc. Oamenii care se urăsc, sunt supărați, nu se pot privi în ochi. Acum vreau să spun la comunicare că doar 7% sunt vorbele din comunicare. Tonul pe care spui vorbele, 38%. Și auziți, gesturile pe care le faci 55%. Nu poți să spui I love you. Știți? Te iubesc. Că e 55% care te contrazice. 7% asta, 55% asta. Pentru aia, vă rog, astăzi în numele Domnului, nu discutați lucrurile sensibile la telefon, nici măcar pe FaceTime. Întâlniți-vă la un breakfast. Întâlniți-vă la un mic dejun. Întâlniți-vă undeva, dacă ai ceva sensibil de discutat, nu trimite SMS, că dintr-un SMS numai 7% văd. Nu vă 38 nu vă 55 și de la SMS-ul ăla, doi ani de zile, am ceva cu tine, că am interpretat altcumva și tu ai vrut să spui altceva și nu mai strânge nimeni focul ăla. Comunicarea. Apoi slujirea. Că dacă ai un partener care te iartă, te iubește, dar stă în pat până la două după masă și nu face nimic, nu ți te trebuie de în asta slujirea, sacrificiul, transpirația, munca, implicarea. De deci ce e nevoie de unitate, patru? E nevoie de unitate, iubiții mei, pentru că suntem o casă. Uitați-vă ce construcție frumoasă cum stă împreună. E nevoie de câteva cărămizi, să zică, nu-mi convine locul. Repetați alegerile că nu-mi convine. Ați auzit lucrul ăsta. Eu nu vreau mai acolo, zice, cum să mă bași pe mine în colț? Dar tu știi cine e meu în România? <laughs> Știu cine e, un bulgar de pământ de neamul tău, cașa meu. Atât sunt eu. O casă. FSN 2, cu 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții. Oameni din? Din casa lui Dumnezeu. iubiți mei, cărămida nu se pune singură unde vrea ea. Vine constructorul și o pune unde vrea el. Amin. Foarte important lucru asta. Vreau să subliniez un aspect foarte important. La finalul vieții, Dumnezeu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut să faci, ce dacă ai făcut, ce te-a El să faci. La o clădire, iubiții mei, nu contează doar acoperișul sau doar fundația, ci felul în care toate materialele pot sta în unitate. un tavan foarte frumos, deosebit de folositor pentru sunetul din biserică. Însă când vine cu tremurul, n-are treabă cu tavanul ceea ce vedeți voi, ci cu fierbetonul. Din nou revin la același gând. Dacă e vizibil, nu înseamnă că e cel mai important. Și dacă nu se vede, nu înseamnă că e cel mai nebăgat în seamă. Spune Biblia aici, în 1 Petru 2 cu 5, voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. O preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești. Plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Suntem o casă. Nu te întreb dacă ești penticostal ortodox, catolic, te întreb atât. Ești astăzi o piatră vie în casa lui Dumnezeu? În a doua parte a mesajului, iubiții mei, vreau să răspund la a doua întrebare. Ce înseamnă unitate? Am vorbit despre de ce avem nevoie de unitate. Și acum vreau să răspundem aceste întrebări. Ce înseamnă unitate? În primul rând, unitate înseamnă supunere în loc de răzvrătire. Supunere față de locul pe care Iisus ți-l-a dat în trupul său și de modul în care vrea să te folosească. Efeseni 4 cu el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. El a dat. Dacă nu-mi convine de ordinea care el o, 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 o dat -o, trebuie să vorbesc cu el. Poate reușească să am așa influență încât să o schimbe pentru mine. Nu știu, poate reușească. Iubiții mei, mai spun ceva. Dacă el a dat, înseamnă că ascult de el atât de mult cât ascult de cei pe care el i-a pus. Am un patron în Statele Unite pentru care lucrez de șapte ani de zile. Dacă ar trebui să lucrez cu băiatul lui, știți cât de mult îl prețuiesc pe patron? Cât îl prețuiesc pe băiatul lui? Iubiții mei! Atât de mult îl prețuim pe Dumnezeu, cât de mult prețuim slujitorii. Îi respect pe slujitori, cât îl respect pe Domnul. Evrei 13 cu 17, ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Mi-am auzit zvonuri că-s divorțat. Am întrebat pe soție dacă a băgat divorțul și eu nu știu. mi au zis că se exclus din biserică. L-am întrebat pastor, mi-a făcut foaia și n-am știut. De ce mai spus dacă mi-a făcut foaia? O dar nu ți-am făcut nimic, ce? Știți, întreabă Iisus pe un cercetor, pe, pe un uh, or pe care îl vindecă parțial, aș putea spune, că este acolo o pildă. Ce vezi? Și -au auziți răspunsul. Văd oamenii ca niște iubiți mei, dacă eu îl văd pe păstorul dumneavoastră ca un copac, o să vin cu barda și cu drujba la el. Dacă îl văd ca și om, o să înțeleg care are și el nevoile lui și s-ar putea ca prin darul meu să pot să acopăr o parte din nevoile lui. Cum vezi pe oamenii lui Dumnezeu? Ca și niște copaci? Ce-au zis Domnul? Bine ai văzut, apucă ferestrăul cât mai repede. Așa au zis? Nu. No. s o atins încă o dată și spune Biblia acolo că a văzut deslușit, clar frumos. Iubiții mei, a fi supus înseamnă ați cunoaște locul, ați cunoaște ordinea. În Luca spune bine despre Zaharia că slujea la rândul cetei lui. După zeci de ani de slujire la templu, încă stătea la coadă. Încă stătea la rând. O zice cineva într-o biserică, eu mă mut de aici, că nu mă dată la, două, la două luni bonul. Pot prind ambonul. Dar poți să prinzi spitalul mai des, știți? O să prinzi o văduvă, un orfan, mai deas, nu neapărat tanvolu. La rândul cetiei lui. FSN 5 cu 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Iubiții mei, dacă cel mai bun soldat din armată trage cu arma fără să fi primit ordin să facă lucrul ăsta, pune în pericol pe toți colegiului. Dacă se mute de la locul unde trebuia să stea și unde l-a pus capitanul, pune în pericol întreaga armată. De aceea, aveți grijă când mergeți la un bolnav. Nu-i mai spuneți, Dumnezeu te-a bătut. Te-a judecat Dumnezeu. Că am văzut și lucrul ăsta. Am văzut bolnavi care, după ce au fost vizitați, au fost bolnavi la pătrat. Eu am pățit. Fate crește de ce? Nu cred că l-au trimis Domnul, zice. Am cancer, dar nu numai timp. Așa m-o lovi, zice. Spunea un frate din Australia la care i-a murit copilul. Frate Cristi, nu m-a durut moartea copilului, cât m-a durut judecățile fraților. Dar eu am o întrebare. Când ai tras cu glontele ăla, trebuia să dai în frate? Așa ți-a spus capitanul. Sau ți-a descoperit domnul că cancerul ăla a fost o judecată asupra fratelui? Sau tu crezi că dacă el are cancer și tu ești sănătos, nu cumva tu ești mai încercat ca și el? Iubiții mei, în seara asta mă rog, Doamne ajută-ne să ne cunoaștem locul, să rămânem supuși, să rămânem acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Doi, ce înseamnă unitate, modestie în loc de aroganță. Modestie în loc de aroganță. După ce termină de construit o casă, mâna unui constructor nu este din corp, să stea singură și să zică, ce iscusită sunt. În biserică spunem noi, ajutați de Domnul, nu eu nu eu. Luca 17 cu 10, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrepnici, am făcut ce eram dator să facem. Și Duhul Sfânt mi-a pus o întrebare într-o zi, dacă n-ai făcut nici măcar ce erai dator, Cam care numele care poți să ți-l pui? Deci dacă după ce ai făcut, ești rob netrebnic. Dacă n-ai făcut, nici măcar rob netrebnic poți să spui că ești. Dragii mei, există o cântare care tare mult îmi place, tatăl meu m-a învățat-o și mă ține cântarea asta destul de bine. Și când nu mă ține, mai dă Dumnezeu cât e o străgeată, cât e o boală, cât e o problemă. Cântarea spune așa, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rău în soare. Nu prea să mai cânta asta, că jignește, știți? Să spui fratele bulgăraș, Cristi Boario de la Deva. Parcă nu sunt așa fain, nu? Spui doctor, lector. Mai știu eu ce. Dar știți câtă vreme suntem bulgărași, se vede el cu adevărat. La noi la Deva, la birou pastoral, a venit o familie, au luat decizia să se pocăiască anul acesta, însă înainte de botez, de înscriere la cateheză, au venit să avem o discuție și îmi spunea omul acesta, frate Cristi, o să-ți permite să te numesc frate, chiar dacă încă n-am făcut botezul, dar vreau să, fiu și eu în biserică. O zi vreau să te rogi pentru mine, zice, pentru că mă așteaptă un pas foarte mare, am făcut medicina și acum aștept cu sufletul la gură dreptul de a profesa liber ca și medic. Un examen foarte important, un examen colosal, o ștampilă foarte important. Am zis-o să mă rog, ne rugăm cu toții. După câteva săptămâni primesc un e-mail Iubiții mei, am căsuța, căsuța, de Gmail, o am de undeva din 2005, dacă nu greșesc. Că sunt bun de atunci. Undeva la 18 ani. Niciodată n-am primit un e-mail cu titlul ăsta. Sunt un bulgaraj prea mic. Știți cum am dat click? Multe e le-am primit așa. Tu știi, cine, sunt? tu știi cu cine vorbești, de ce? Tu știi pe cine n-ai pus la cuvânt, mă? La salut? Că am avut un salut și nu mai ai pus, zice sunt un bulgăraș, m-am speriat efectiv. Am zis, mă, sigur o cineva și când intru, domnul doctor, frate Cristi, Dumnezeu m-a ajutat să iau examenul de liberă practică. Și lucrul ăsta m-a smerit mai mult și cu expresia asta am plecat de, de, de acolo, de la tine, zice și am vrut să te, să te salut și mă semnez un bulgăraj. prea mic. Știți, ca să faci o oală din lut, ai nevoie de un bulgar de pământ. 3. Ce înseamnă unitate? Maleabilitate în loc de încăpățânare. Iacov 3 cu pe înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat. Nu mai citesc mai departe. Ușor de vreau să vă întreb, v-ați întâlnit recent cu cineva care ține ca o orbu de, de părerea lui? Ce i-a spus? Așa de mult îmi place prezența ta, vreau neapărat să luăm prânz împreună. Așa i-a spus? Dar nu știam cum să-i spun că mă grăbească. Nu știam cum să-i spun să caute pe altcineva că... Iubiții mei, e atât de greu să lucrez cu oamenii și să faci echipă cu omul rigid, încăpățânat. Îmi spunea cineva așa de Cristi, eu în comitet îs omul gică contra. Mă zice, știu că n-am dreptate de multe ori, dar îmi place să-i văd pe păi, cum roșesc când îmi spun, îmi spun părere. Am rămas, cum spune englezul, speechless. Am rămas fără cuvinte. Iubiții mei, eu vreau să fiu nu contra, eu vreau să fiu pentru Domnul. Să nu fiu un om rigid, să nu fiu un om încăpățânat, să fiu un om ușor de înduplecat. Și aici nu vorbim de păcate. Aici vorbim că astăzi îmi vizitez părinții mei și mâine vizitez părinții tăi în familie. Nu vizitez cinci ani părinții mei și ai tăi niciodată, numai pe FaceTime. Nu. Azi las de la mine eu, mâine lași tu de la tine. Eu așa am făcut cu soția o înțelegere. Toată viața mea eu o să fiu concentrat pe părinții tăi. Să mă rog pentru ei să postez, să-i ajutăm dacă e nevoie vreodată. Dacă tu faci la fel, suntem, e perfect. Iubiții mei, de 13 ani ne înțelegem extraordinar. Nu vreau să vă spun încercați invers. Că jale era. Eu cu ai mei, tu cu ai tăi. Nu. Eu cu ai tăi, tu cu ai mei. Dragii mei, omul rigid vede râul învolburat dintre două persoane. Cel mai leabil vede podul peste care se poate trece răul. Omul rigid este omul mândru. Omul care vrea neapărat să aibă ultimul cuvânt. O zis cineva, o zis un bărbat, eu în familie am totdeauna ultimul cuvânt. Și o întreba cineva care Așa e, draga mea. E ultimul cuvânt ăla, nu? Neapărat trebuie să ai ultimul cuvânt. Să știți că omul smerit nu ține neapărat, auzi, să se știe că ideea mea a fost. Dacă nu veneam eu cu ideea, mult. Mă... Nu, Omul mândru caută înaintarea lui. Omul smerit caută înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Omul maleabil este omul altruist. Omul ricit este omul egoist. Filipen 3 cu 16, a zis Pavel, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Hai să fim maleabili, o zis Pavel. Putea să zic, auzi, dacă aveți altă părere, puteți să pleca în altă parte. Nu. Hai să umblăm la fel. 4. Ce mai înseamnă unitate? Pace în loc de ceartă. Iubiții mei, unul dintre cele mai mari dușmane a unității este cearta. Cearta. Iosif, când dă drumul fraților lui să plece, în Genesa 45 cu 24 spune așa, a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis, să nu Vă certați pe drum. Vreau să vă întreb. Acum, eu nu zic că ați avut certuri în familie. Hai să le numim discuții teologice mai aprinse. Nu spunem certuri, neapărat că nu sună bine, că ne-am pocăie. Vreau să vă întreb, v-ați gândit la mâncare când v-ați certat? V ați mai avut chef să mâncați? Să zici, dragă, ce faină casă ne-am făcut în timp ce ne certăm? Ați observat că atunci când te cerți cu cineva sau când nu ești pe același fir sau pe aceeași idee, parcă nu te poți bucura de nimic. Cearta e unul din cei mai importanți dușmani ai unității. Vreau să vă dau o veste bună astăzi. Avem pe cineva care se uită la drumurile noastre 24 din 24 și în judecător 18 cu 6 spune Duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub privirile Domnului. Iubiții mei, știți cum mă comport cu soția dacă știu că Dumnezeu mă vede în fiecare secundă? O. Ce diferit, nu? Cum mă comport cu cel de lângă mine, cu colegul meu, cu cel cu care lucrez, când știu că călătoria pe care o fac este sub privirea lui? Mi-amintesc de un caz, după zeci de ani împreună, la o mărturisire, o soră de față cu bărbatul ei o mărturise ceva păstorului care s-a întâmplat cu multe vreme în urmă și de care băiatul, bărbatul nu știe sora s-a eliberat și au crezut că bărbatul care este lângă ea după zeci de ani de căsătorie va putea să o ierte să treacă cu vederea văzând căința în ei, văzând că este chemat păstorul și văzând că ea plânge lăcrimează, se prăbușește el n-a putut să treacă peste lucrul ăsta au conviețuit mai departe, au plecat amândoi în veșnicie și unul din copiii lor a făcut o rugăciune care a repetat-o mai multă vreme. Doamne, acolo unde au mers părinții mei, ajută-mă să ajung și eu. Până într-o zi când, într-o noapte, aude o voce, vocea tatălui care îi spune așa, nu te mai ruga așa. Rogă-te să ajungi unde a ajuns maică ta, că eu nu sunt acolo unde a ajuns maică ta. Iubiții mei, nu știu pentru cine spun întâmplarea asta, n-am venit cu ea de acasă. N-am putut să iert. Pot să donez, pot să cânt, pot să predic, dar oare pot să și trec cu vederea? Între ucenici a apărut ceartă. Se certau care să fie cel mai mare. Știți ce ar fi interesant? Să ne certăm care să fie cel mai mic. De la spălarea picioarelor nu s-a cerut nimeni până acum. S-a observat. Să zic, auzi, mă duc eu să fac în locul tău, mă duc eu să crab lemnele alea, mă duc eu să mă zmeresc. Mă refer la gestul ăla al umilinței, al prăbușirii, al omului gata să slujească. Să ne certăm, nu care vrea să stea în față, ci care vrea să stea mai în spate. Ce pace ar fi între noi. Am fost undeva în România la o familie cu 12 copii să mănânc la masă după ce am slujit. Și vă mărturisesc că n-am putut să mănânc aproape nimic. Venea un miros de animale pe ușa de la bucătărie și pe geam. Eu am crescut cu animale de mic. Dar efectiv nu puteam să mănânc. Am încercat să... Nu se vadă prea mult lucrul ăsta, dar gazda au văzut. Și fratele când m-au condus la mașină, au zis, de Cristi, suntem numai noi doi. De ce n-ai servit? Aproape nimic n-ai servit. I-aș supăra pe noi. Zic, frate, așa mirosa porci eu sunt cu cine? N-am putut să mănânc. Deși am crescut cu animale, dar nu ai cum să bagi pe un gură când miroase în halul ăsta. Au zis, de Cristi, tu ești păstor, eu sunt diacon. Vecinul și-au făcut cotețele de vreo 30 de ani în spatele bucătăriei noastre. Potrivit cu legile care sunt la ora actuală, puteam să-l bag în tribunal de multă vreme. Câștigam fără probleme. Legea îmi dădea dreptate. Dar am tăcut și am călcat peste ca să fie pace. Tu ești păstor și nu ai putut răbda o oră. Eu rab de 30 de ani să fie pace. Știți cum am plecat în mașină? În județul Bistrița, Năsăudă, un frate a auzit un frate care avea pădure în spatele casei și o parte din pădure era pe numele lui. Au auzit niște oameni care lucrau la pădure pe care el nu i-a chemat să lucreze, știți? s a îmbrăcat, au ieșit și au văzut niște hoți care încărcau de cozor. El a mers, o zis, nu vreți să vă ajut. că au crezut că e un hoț din ăsta care le păcește pe și nu are de lucru. O zis, pune mâna, împărțându la final, o încărca fratele nostru. Încărca de la el. La final au zis, mă, nu o întrebă nimic, mai era să La un pahar, hotisul s-a udat, să-ți vedeți și am pățit. Un host la care nu i-a coleg de-a zis că nu ia nimic. Și cineva care a auzit discuția, a auzit, dar cum arăta? Păi așa, mă, ăla era proprietarul. taș din de în goră, Cum să? Mă, ăla e Nu-i penticostal, nu-i baptist, nu-i cel puțin unul din hoții aceia e în biserică astăzi. Știți de ce? Că unitate înseamnă pace în loc de ceartă. Mai dau un exemplu și mă duc la ultimul punct. Avram. S-o trezit într-o dată care și el ceva, știți? Că am observat ceva. Când ai puțin, te înțelegi bine cu cel de lângă tine care și el puțin. Ați observat lucrul ăsta. Uitați-vă în cimitir. Toți oamenii sunt pace, că au puțin fiecare. Un metru. N-am observat unul să facă scandal, să te bage la în tribunal, în cimitir. Unul n-am văzut. Uitați-vă la noi care avem hectare. Cu cât ai mai mult, cu atât turmele să lovesc. Știți? Între Avram și Lot nu a apărut cearta, dar între angajații lor a apărut cearta. Avram, omul înțelept, o zis, auzi, dacă nu fac ceva acum, mâine ne certăm noi doi. Auziți că mă vorbit cu Lot. Mâine, obrăzatule, te a ridicat și tu un pic și nu mai încă de unde aici, așa? Așa au zis? Iertați-mi expresia. Genesta 13 cu 8. Avram a zis lui Lot, te rog. Știi ce e greu este să te ceri cu omul care vorbește frumos cu tine? Ați încercat lucrul ăsta? Tu îl faci cu ochi și cu oțet el, draga mea, dragul meu, te rog frumos. Te rog, să nu fie ceartă între tine și mine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Avram îi spune la Lot, alege tu. O ales Lot după vedere, știi ce se întâmplă mai departe. Avram o rămas cu muntele. E cam greu să crești animale pe munții fără iarbă, nu? E cam greu să te îmbogățești când... Numai că după episodul acela, singurul la care vine Dumnezeu să vorbească cu el și să-i facă promisiuni mari, e Avram. Uitați-vă, de 3 trei și pe a doua parte. Și în ultimul rând, iubiții mei, ce înseamnă unitatea? Unitatea înseamnă dragoste în loc de ură. Dragoste în loc de ură. Când iubești, se întâmplă trei lucruri. Unu, te lipești de sufletul celui pe care îl iubești. 1 Samuel 18 cu 1 David să de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. Și vine Iisus și spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Așa să te comporți cu cel de lângă tine cum te comporți cu tine. Dacă pe tine nu te înjuri, de ce îl înjuri pe altul? Dacă cu tine nu te cerți, nu te umilești, nu urli la tine, de ce faci asta cu altcineva? Doi, când iubești, protejezi pe cel pe care îl iubești. Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat veștire și i-a zis, Tatăl meu, caută să te omoare, păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Să știți că adevărații prieteni ne protejează când alții ne vorbesc de rău și noi nu suntem de față. Ăia sunt adevărații prieteni. Aia e adevărată bucăință. Că să protejezi special de lângă tine când e lângă tine, e ușor. Dar Ionatan îl protejează pe David și în fața lui Saul când David nu era de față. Nu doar în fața la David. Richard Wurman mărturisește despre faptul că în închisoarea din târgu Ocna era un deținut pe nume Matkevici. Fusese închis pe când avea 18 ani. Din cauza torturilor devenise grav bolnav de tuberculoză. Familia lui a aflat cumva de starea de sănătate și a trimis cu mare greutate 10 stricluțe de streptomicină. Ofițerul închisorii a văzut pachetul și a dat seama ce legătură este între pachet și boala lui Matkevici și l-a chemat pe la raport și a zis, nu-mi este îngăduit să-ți dau pachetul acesta. Dar sunt gata să ți-l dau cu o singură condiție. Care era condiția? Dăm informații despre ceilalți prizonieri, așa încât să pot justifica înaintea superiorilor mei de ce ți-am dat aceste medicamente. Ce-ați fi făcut? Ce-aș ce fi făcut eu? La 18 ani? cu viața în față, cu streptomicina lângă tine. Nu ceru să-i înjuri, nu ceru să-i lovești, nu ceru să, înjuri, ceru să, lovești, ceru să ucizi. Auzi, spune-ne cum îi cheamă, ce mai fac, pe unde îi umblă. Auziți, vă rog, răspunsul lui Matchevici. Nu vreau să rămân în viață și să-mi fie rușine ca atunci când mă uit în oglindă să zăresc fața unui trădător. Nu pot accepta oferta asta. Prefer să mor. Și continuă vorba și spune, Matkevici s-a întors de la discuția cu ofițerul politic fără cele 10 stricluțe de streptomicină și a murit în celula în care eram și eu. L-am văzut murind, preamărindu-l pe Dumnezeu. A preferat să moară în loc să-și vândă frații. Tu-ți protejezi frații? O zis vorba, odată mi-au băgat doi câini lup în celulă ca să mă intimideze să vorbesc. Și o zis vorba, de în 14 ani, cu torturi multe și cu cicatrici care au rămas și după eliberarea lui, n-am spus un nume și n-am trădat pe nimeni. Nu e interesant că astăzi, fără câini lup în celulă, te trădează unii gratis. Fără să aibă nevoie de streptomecină. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Și în ultimul rând, iubiții mei, atunci când iubești, te cobori la nivelul celui pe care îl iubești. O zis Avram către Lot, suntem frați. Nu erau frați, era unchiul cu nepotul. Și nepotul o ajuns sus din cauza că unchiul l-a băgat în seamă și l-a luat cu el. Dar o zis Avram, noi suntem frați, în fața Lui Dumnezeu suntem egali. Apropo, știți că sunt trei locuri, locuri pe Pământ unde suntem toți egali? În cimitir suntem egali. Pe același rând stă femeia de servici și directoarea școlii. Pe același rând stă pacientul și medicul în cimitir, șeful și angajatul. Suntem egali în spital. În același salon stă bogatul și săragul. Ăla cu trei facultăți și ăla cu opt clase. Durerea ne face pe toți egali. Samaritianul era cu ceilalți nouă iudei împreună. Știți cât timp? Cât timp a fost bolnavi? Când sunt sănătoși, nu mai fost împreună. Unii ori ne mai dă Domnul câte o boală să fim împreună. Că sănătoși rar ne întâlnim. Dar bolnavi, Ce mai întâlnești cu câte un frate pe în spital? Știți că întâlnirile, întâlnirile în suferință țin pe toată viața? Are durerea partea ei în care modelează omul, zdrobește omul. Am stat de vorbă în puțina mea experiență și puținii mei în deslujire cu oameni la care nu te puteai uita numai așa. Așa vorbeau de sus cu tine. Când a venit durerea, când a venit Dumnezeu, când a venit boala, așa e coborât la același nivel. Și mai este un loc unde suntem egali, aici sângele lui Isus Hristos ne a făcut pe toți egali, iubiții mei. Și mulțumesc pentru asta. Închei cu o poezie și vreau să facem o rugăciune pentru unitate. N-am predicat să adun like-uri. Nu mai așa se copii acasă, două săptămâni cu cineva ca să adun like-uri. N-am nevoie de like -uri. Am văzut când am fost operat că like nu mă ajută. Nu Numai rugăciunile. Am văzut când am făcut renovarea la biserică și am primit multe like-uri și pus în donații că de de nu nu-ți dă regips pe like-uri. Am văzut asta. N-am venit să spun eu s-o predicat destul de bine și orboariu. Am venit în seara asta aici cu gândul că vom fi mai uniți. Că avem biserici frumoase, avem biserici mari și noi la Deva, dar parcă inimile ne sunt tot mai mici. Și am fost în case mici dar inimile erau tare mari. Așa ne-o primit. Închei cu această poezie frumoasă în care poetul spune Pune, Doamne, dragoste între frați. Să fim toți ca o brățare care mâna ți-o înconjoară, ca un breu de piatră rară, ca veșmântul tău de ei Să nu poată ne desparte nici prăpastie, nici moarte, ci cum scrie în Sfânta Carte să fim una pe deplin că am tău de in. Pune, Doamne, dragostea între frați, când ne strângem la închinare, cât am fi de mult sub soare, fă -ne, Doamne, cu îndurare o colibă și nu trei. Nimeni să nu spună acolo, sunt cu Pavel, sunt cu Apollo, ce să fim de acum încolo ca un stol de porumbei. Să te bucur tu de ei. Pune, Doamne, dragostea între frați, fă tu o harfă vie, ce sub mâna ta mlădie să înălțăm o melodie. Una, cât am fi de mulți, trupul tău ce azi în lume, cei ce-l frâng în sfântul lume, strânge într-un duh anume, gata pentru a fi luați. Pune, Doamne, dragostea între frați. Amin. Ne ridicăm și în acest sens ne rugăm.